s-a mai stins o stea. A murit Marea Doamna filmului, una din cele mai bune actrițe ale generației. S-a mai stins o stea. A murit Marea Doamna filmului. Actrița Betty Bridges, cunoscută pentru rolurile din serialele UIR, și U2 Girls, a murit, zilele trecute, la vârsta de 83 de ani. Actrița a murit în casa fiului său, după ce, în urmă cu câțiva ani, a fost diagnosticată cu o afecțiune cardiacă gravă. Un membru al familiei a confirmat decesul pentru revista People. Se pare că Betty se afla sub îngrijire medicală în casa fiului său, actorul Todd Bridges. Betty, a, Bridges, a murit zilele trecute, la vârsta de 83 de ani. Actorul, în vârstă de 59 de ani, a postat un scurt mesaj pe Instagram. 1941-2024 răi pe Betty Bridges, însoțit de o fotografie în care apare alături de mama sa. Leni Kravitz a fost printre vedetele care au lăsat comentarii de susținere la postarea lui Tode cu Trest Power Queen. Ivet Nicole Brown a spus. Tode, îmi pare atât de rău pentru pierderea ta. Tode, cunoscut pentru rolul lui Willis Jackson din Udifrent Strachez, a distribuit apoi o altă postare, în care prezenta un montaj video cu fotografii ale mamei sale, de-a lungul timpului. Îmi pare rău, Tode. Întotdeauna o voi iubi și îmi va fi dor de doamna Briges, a comentat un apropiat, iar un altul a scris, era atât de mândră de tine. A luat legătura cu mine pe Facebook acum câțiva ani pentru a mi spune că te descurci grozav. Te iubesc, frate. Pe lângă God Times, ere și doi broche Girls. Actrița a fost distribuită și în seriale cunoscute ale anilor 70, precum Upolice Oman, Mary Hartman și Charlie's Angels. De asemenea, a avut apariții în serialele Uquin Cime, E, yeah", Difference Strachez și Wonder Woman. A fondat școala de actorie Canebridge Academy. Potrivit deadline, Betty a avut o carieră de succes ca manager și antrenor de actorie la Hollywood, fiind fondatoarea unei școli de actorie numită Canebridge Academai. În anii 90 a început să predea cursuri de actorie din locuința sa din Los Angeles și chiar a oferit lecții gratuite copiilor din cartier. Nia Long, Sana Alatan și surorile Regina și Reina Kim s-au numărat printre elevii săi, relatează presa. În urma sa rămâne o familie îndurerată, fiul Tode și soția sa Betty fiica fica Verda Bridges Părăpici, și patru nepoți. La începutul lunii august, o altă mare actriță îndolia lumea filmului. Ieneta Andriuarta, cunoscută din serialele Ținei Bursu și Uprisoner, a murit, pe 4 august, la vârsta de 72 de ani. Andriuarta era cunoscută pentru rolul lui Lei Grecnesculi din Unei Bursu și cel din Uprisoner, cel Block H. Industria australiană de divertisment i-a adus un omagiu lui Ieneta Andriuarta, care a murit la vârsta de 72 de ani. Andrew Arta a jucat în producții TV și teatru, de la începutul anilor 1980. Margot Robie, Russell Crowe, Kylie Minogue, Jason Donovan, Guy Piarce, Natalie Imbruglia și Holly Valance se numără printre vedetele care au apărut în Neighbours la începutul carierei lor. Toată lumea care a lucrat la serialul Neighbours este întristată de moartea iubitei noastre colege. Ienet Andriuarta. Ienet va rămâne mereu amintirea ei pentru munca ei, cu pasiune și cu dăruire, se arată într-un comunicat. Andriuarta a jucat în producții de televiziune și teatru australiene de la începutul anilor 1980, revenind în serialul unei bursu de mai multe ori după perioada inițială, de șapte ani.